Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Tânăr din Peștișani reținut după ce și-a șantajat iubita. Caz șocant în Vâlcea. Alertă pe Dunăre. Dragostea l-a dus pe un tânăr din comuna Peștișani direct în arestul poliției. Bărbatul nu a putut accepta că iubita l-a părăsit și a început să o șantajeze. Acum bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzațiile de șantaj și hărțuire. Un tânăr de 21 de ani din Peștișani a fost reținut de polițiști din Tismana pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj sub acuzația de hărțuire și șantaj. Acesta și-ar fi șantajat și hărțuit fosta iubită pentru a se împăca cu el. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea măsurilor legale. Un șofer în vârstă de 32 de ani din comuna Bâlteni a fost urmărit ca în filme de polițiștii rutieri pe raza localității Iași-Gorj. Oamenii legii l-au somat pe bărbat să oprească, însă acesta a ignorat semnalul și și-a continuat deplasarea. La scurt timp a fost prins, moment în care polițiștii au constatat că bărbatul emana halenă alcoolică, motiv pentru care i-au solicitat testarea cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. Polițiștii au identificat în trafic pe drumul național 66 Bâlteni un bărbat de 32 de ani din localitate care nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de polițiști și și-a continuat drumul pe raza localității Iași-Gorj. Acesta a fost oprit de polițiști la scurt timp și a fost identificat, ocazie cu care polițiștii au constatat că emana halenă alcoolică, dar bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, iar când a fost transportat la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de refuz de recoltare a probelor biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei. Un bărbat în vârstă de 52 de ani din Vâlcea a fost reținut pentru 24 de ore fiind acuzat că ar fi agresat sexual o fetiță de 6 ani. Minora este fiica vărului său. Fapta a fost sesizată de mama minorei. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi condus-o pe fetiță la domiciliul său, spunându-i acesteia că îi va oferi suc, după care a dezbrăcat-o și a pipăit-o în zonele intime, fără a o agresa fizic sau verbal. În baza probatoriului administrat, polițiștii vâlceni au dispus reținerea pentru 24 de ore față de bărbat. Marți a fost prezentat judecătoriei Râmnicu-Vâlcea cu propunere de arestare preventivă. Debitul Dunării este în creștere și se apropie de cotele de alertă naval de barajul de la Porțile de Fier 2. Sunt amenințate comunele Gruia și Pristol cu precădere satul Cozia. Ploile abundente din ultima perioadă au făcut ca debitul Dunării să se apropie amenințător de valoarea de pericol de peste 11.000 de metri cubi pe secundă față de debitul normal al fluviului, cotat la 6.500 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt foarte mari. Prin cele două sisteme hidroenergetice și de navigație de la Porțile de Fier 1 și 2, nivelul poate fi controlat în lacurile de acumulare, însă debitul uriaș poate scăpa de sub control imediat după barajul de versor de la Gogoșu. Din fericire, pentru moment, situația este sub control. Pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, municipalitatea a demarat mai multe proiecte care presupun construirea unor noi clădiri în care să funcționeze grădinițe. Prin aceste demersuri, numărul de locuri la unitățile de învățământ preșcolar va fi mărit cu 500, a declarat Raul Chiriac, șeful Serviciului Investiții din cadrul primăriei. Unul dintre programele prioritare în ceea ce privește îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii educaționale este programul de creștere a capacității numărului de locuri la unitățile de învățământ preșcolar. Și în acest sens, primăria a promovat o serie de proiecte care vor crește capacitatea unităților de învățământ preșcolar cu peste 500 de locuri. Sunt proiecte care au fost promovate de anul trecut și care în acest moment sunt la maturitate. A fost obținută și finanțarea pentru aceste obiective, astfel încât în perioada următoare va începe realizarea acestora. Este vorba, pe de-o parte, de programul operațional regional finanțat din fonduri europene, unde avem finanțare, au fost încheiate contractele de finanțare pentru două obiective, și anume extinderea grădiniței numărul 8 de pe strada Mioriței și grădiniței Mihai Eminescu de pe strada Olarii, ambele
mărindu-și capacitatea cu spații aferente a 4 noi săli de grupe și, bineînțeles, cu toate spațiile și funcțiunile conexe. În bugetul local va fi construită o nouă grădiniță în zona de nord a orașului. De asemenea, de la bugetul local am promovat un nou proiect în acest an pentru realizarea unei grădinițe, noi grădinițe cu program prelungit în zona de nord a municipiului, acolo unde s-a constatat necesitatea acesteia, necesitatea creșterii numărului de locuri, și în acest sens am identificat o locație la clădirea atelierelor de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, o clădire, un tronson în care nu dezafectat în acest moment și care poate fi utilizat pentru această destinație. Prin acest proiect, practic, grădinița va avea pe lângă spațiile respective și incintă separat, acces separat față de accesul în liceu, astfel încât va putea funcționa în cele mai bune condiții. În parteneriat cu Ministerul Educației, Primăria Municipiului Târgu Jiu va construi o nouă grădiniță cu program prelungit pe strada Termocentralei. Tot în zona de nord a municipiului, mai precis în cartierul de Barcader, pe strada Termocentralei, în vecinătatea blocurilor realizate prin Agenția Națională de Locuințe, blocuri de locuințe pentru tineri, în parteneriat cu Ministerul Educației, se realizează, deja suntem în faza obținerii autorizației de construire, a unei grădinițe cu program normal cu 3 grupe pentru copii. Municipalitatea va căuta și pe viitor soluții pentru ca în sistemul de învățământ să nu fie probleme. Complexul energetic Oltenia va achiziționa în această lună materiale necesare desfășurării activității. Sunt vizați salariații din producție, dar și din zona de mentenanță. Este vorba de electricienii din complexul energetic Oltenia, precum și mecanicii care au în supraveghere utilajele, benzile și alte echipamente de lucru. Valoarea bunurilor care vor fi cumpărate este de peste 100.000 de lei. Compania va mai achiziționa scule și unelte de mână. Valoarea estimată a acestui contract este de aproape 300.000 de lei. Muncitorii din complexul energetic Oltenia s-au plâns pe rețelele de socializare de lipsa materialelor de la locul de muncă. Complexul energetic Oltenia va demara un program de exproprieri la una din subunitățile miniere pe care le administrează. Este vizată extinderea fronturilor de lucru de la o carieră a exploatării miniere din Mutru. Astfel, cariera Lupoaia va beneficia de elaborarea unor documentații cadastrale. Acestea sunt necesare realizării exproprierii pentru cauză de utilitate publică. Cariera Lupoaia are în continuare rezerve importante de cărbune și un preț competitiv la nivelul complexului energetic Oltenia. Serviciile cadastrale vor fi realizate în lunile următoare. Municipalitatea Târgu Jiu a dat startul lucrărilor de reparații și modernizare a străzilor, astfel că în acest moment se lucrează în mai multe zone din oraș. Raul Chiriac, șeful Serviciului Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, a declarat că sunt străzi pe care va fi pus un nou covor asfaltic, dar și străzi care vor fi reabilitate complet. În ceea ce privește programul de modernizare a străzilor din municipiu, s-au stabilit două tipuri de măsuri pe care le aplicăm. Pe de-o parte, reparațiile străzilor, acolo unde este necesar acest lucru, covor asfaltic, iar pe de altă parte lucrări de investiții care presupun reabilitarea completă a străzilor de la sistemul pluvial, și aici au fost selectate acele străzi unde nu mai este, unde s-au făcut intervențiile în ceea ce privește înlocuirea rețelelor tehnico-edilitare, apă, canalizare, distribuție gaze naturale, astfel încât după realizarea acestora să nu se mai intervină asupra străzilor respective pe o perioadă de cel puțin 5 ani. De asemenea, pe multe dintre acestea, așa cum am stabilit și pe Calea Eroilor, pe strada Tudor Vladimirescu, am solicitat operatorilor de energie electrică și de telecomunicații ca odată cu reabilitarea străzilor și cablurile aeriene să fie introduse să fie eliminate și toate cablurile acestea să fie introduse în subteran. Astfel, în programul de reabilitare, în programul de investiții de modernizare și reabilitare a străzilor, sunt în execuție în acest moment modernizarea străzii Dumbrava, care se află în faza de finalizare. Străzile din cartierul Iezureni am început cu o primă etapă, respectiv
strada Paltinului, alea Paltinului, va urma tot în această vară etapa a doua, strada Stejarului, alea Stejarului și strada Arinului. De asemenea, au început lucrările pe strada de modernizare a străzii Șușița, unde, ca și la celelalte străzi, se prevede și sistemul pluvial, dar în plus, pe lângă trotoare, și este prevăzută și cu piste de biciclete, datorită faptului că suprafața și lățimea străzii permite realizarea acestui aspect. De asemenea, se lucrează la canalizarea pluvială pentru a fi rezolvate problemele din zona de Barcader, dar și pe străzile Ulmului și Zambilelor. Ceea ce privește sistemul de canalizare pluvială, sunt într-un stadiu avansat lucrările de realizare a colectorului ce se execută pe strada hidrocentrală. Este vorba de un colector cu diametru de 1000 de milimetri, care va prelua toate apele din zona de nord cu deversare în râul Jiu, astfel încât prin realizarea acesteia atât zona de Barcader, dar și zonele învecinate vor avea o funcționalitate corespunzătoare în ceea ce privește sistemul pluvial, dar în plus, prin preluarea tuturor apelor ce provin din zona de nord a municipiului în acest colector, automat se va degreva și sistemul pluvial din zona centrală, deci toate acestea având un rol benefic asupra funcționării corespunzătoare a canalizării pluviale. Bineînțeles că am identificat și alte zone în care este necesară reabilitarea sistemului pluvial și extinderea acestuia. Avem alte două proiecte, alte două obiective care vor începe în perioada următoare, respectiv canalizarea pluvială pe strada Zambilelor și pe strada Ulmului. Lucrări ce se vor finaliza în această vară. Tot în acest an vor fi reabilitate și străzile din zona Narciselor, pasajul peste calea ferată de pe strada Unirii, dar și strada Șișești. În doar o săptămână, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a efectuat un număr total de 30 de controle în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Cuantumul sancțiunilor aplicate se ridică la 50.000 de lei. ITM Gorj a efectuat săptămâna trecută un număr de 30 de controle în domeniile relațiilor de muncă și sănătății și securității în muncă, fiind aplicate sancțiuni în cuantum total de 50.000 de lei. Cea mai mare amendă acordată de inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control muncă nedeclarată a însumat 5.000 de lei, fiind aplicată unui angajator din municipiul Motru pentru nerealizarea măsurilor stabilite în urma controlelor anterioare. Măsurile dispuse de către inspectorii de muncă au caracter obligatoriu în sarcina angajatorilor, neducerea la îndeplinire, atrăgând alte sancțiuni. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj continuă acțiunea tematică de control în magazinele, depozitele și piețele din municipiul Târgu Jiu pentru a verifica modul de respectare a prevederilor legale la comercializarea legumelor și fructelor proaspete. Astfel, în luna mai au fost verificați 50 de operatori economici. La 41 dintre aceștia au fost constatate neregulile, fiind aplicate sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost controlate aproximativ 28 de tone de legume și fructe. La 41 dintre aceștia, reprezentând 82%, s-au depistat abateri. Au fost controlate 28 de tone de produse, în valoare totală de 108.035 lei, din care s-au constatat nereguli la 1,7 tone produse, în valoare totală de 7.709 lei. Principalele abateri constatate în timpul acțiunilor de control sunt legume și fructe depreciate calitativ, cu consistență modificată, lovituri mecanice, colonii de mucegai, etc., lipsa mențiunii țării de origine și a calității legumelor și fructelor, neafișarea informațiilor privind calibrul, soiul și calitatea legumelor și fructelor comercializate în vrac, neafișarea prețurilor de vânzare și, în urma acțiunilor de control, operatorilor economici la care s-au depistat deficiențe, li s-au aplicat 46 de sancțiuni, dintre care 31 de avertismente, 15 amenzi contravenționale în valoare totală de 25.200 lei. Sfaturi pentru consumatori: refuzați fructele și legumele care prezintă aspect necorespunzător și nu le cumpărați din locuri neautorizate. Există fermieri care se tem că vor pierde subvențiile de la APIA și asta deoarece nu au fost încheiate contractele pentru efectuarea amenajamentului pastoral. Probleme sunt în localitățile Novaci și Padeș.
În ultima zi din luna mai, OSPA Gorj a înaintat către Direcția Agricolă Județeană o adresă privind finalizarea lucrărilor pentru studiul de amenajament pastoral. Conform prevederilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare de la înaintarea adresei, comisia care stă la vizarea acestui studiu trebuie să întocmească un raport de verificare, lucru care nu s-a întâmplat, iar fermierii s-au alertat. Însă, reprezentantul Direcției Agricole Petra Ochișor a ținut să-i liniștească, spunând că termenul limită de predare a raportului este în data de 30 iunie și cu siguranță va fi finalizat. Având în vedere că în data de 4, comisia s-a întâlnit, comisia de avizare formată din 3 ingineri agronomi specialiști din cadrul DAJ plus un reprezentant de la stațiune, au verificat scriptic acele documente care au stat la baza întocmirii studiului, stabilind pentru deplasarea în teren data de 7. Pentru că în 6 și în 7 iunie au fost condiții meteo nefavorabile, nu au putut să meargă să facă verificarea în teren. S-a consemnat în procesul verbal acest aspect și cu toate acestea, precizarea că în cursul acestei săptămâni, adică în cursul zilei de 11-12, să se facă verificarea în teren pentru a se finaliza procesul verbal de avizare. Rapiditatea și executarea lucrării au creat câteva suspiciuni, însă nu de natură de a le îngreuna sau a le interzice obținerea de acele sume care stau la baza contractului. Având în vedere, cum am spus, că până la data de 30 iunie, conform contractului, este termenul de finalizare și de predare, noi suntem în grafic și respectăm prevederile respectiv obligațiile contractuale ce ne revin. Începând cu acest an, amenajamentele pastorale au devenit obligatorii pentru a încasa subvenția de la APIA. Postul Salvamont din orașul Tizman are nevoie de lucrări urgente de construcție. Este vorba de realizarea unui dren perimetral la clădire. Acesta este necesar pentru evacuarea apelor pluviale. Astfel, clădirea nu va fi afectată de scurgerea apelor de pe versanți. Zona Tizmana a fost afectată recent de o revărsare a râului Cerna. Apele au acoperit un drum județean și au trecut prin grădinile localnicilor. În Tizmana există de câțiva ani un post al Salvamont care oferă toate echipamentele necesare în cazul unei intervenții de salvare în munți. Tabăra de agrement de la Săcelu își deschide porțile pentru elevi. Copiii din toată țara sunt așteptați la Săcelu, în centrul de cazare al Direcției de Tineret și Sport Gorj. Este singura unitate de acest tip care se mai află în administrarea Direcției de Tineret. Elevii și tinerii vor putea beneficia de cazare și masă la prețuri mici în tabăra școlară în stațiunea balneoclimaterică Săcelu. În zonă vor fi disponibile și bazinele cu nămol benefic pentru sănătate. Aproape toate seriile sunt contractate în cadrul taberei de grupuri de elevi și tineri din diferite județe ale țării. Doamnelor și domnilor, știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Ana Maria Iang, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți seară frumoasă!